Pe 24 martie a să fie pentru mine un examen, prima luptă în acest an, după o pauză îndelungată, cam aproximativ undeva 2-3 luni, cu pauză, deja sunt în etapa de pregătire. Pe 24 martie o să am un adversar pe măsură, experimentat, are lupte în vest, luptă bine, mă pregătesc și vreau să arăt o luptă frumoasă, să încep un an bine. Oricum, noi ne pregătim numai pentru victorii. Noi niciodată nu ieșim pentru pierdere. Ne pregătim pentru victorii și pentru orice adversar găsim, cum se zice, act de cojoc. Pentru mine, fiecare luptă este o responsabilitate la care mă dedic la antrenamente, în etapa mea de pregătire și vreau să arăt lupte frumoase și spectaculoase. Avem careva secrete care la care am lucrat la elemente tehnice și deja iarăși examen și vom vedea. Ringul arată cine e mai puternic la moment. Asta e sportul. Desigur, mă antrenez pentru fiecare luptă, pentru a obține victorie, fiindcă a de înține centura nu e așa de ușor. Pentru asta trebuie să muncesc îndoit, întreit. Sper că pe viitor ea și ea o să rămâie la mine. Stas, vreau să-i doresc tot mai mult încredere și să-și facă lucruri care îl face la antrenament zi de zi. În primul rând vreau să mulțumesc antrenorii mei, Ghenadi Ampilogov și Anatol Ignat, pentru etapa mea de pregătire. Toți prietenii, toți colegii care mă ajută să mă pregătesc. Invit pe toți pe 24 martie să vie să ne susții, o să fie lupte interesante și să ne susții pe noi moldovenii că o să ratăm lupte bune de tot. Конечно же, не могу не сказать о бое Станислава Реницы, нашего чемпиона, действующего чемпиона в категории 65 килограмм, против хорошего, именитого испанца Саймон Сантана, который живет и тренируется в Норвегии. Нас ждет очень интересный бойцовский вечер. Приходите, и вы это увидите. Или смотрите нас live.